Bună, dragii mei, bine ați venit la un nou video. Acesta va fi scurt și super drăguț, zic eu. Am aici o super mașină pentru băieței peste 6 ani. Merge pe acumulator, funcționează pe acumulatori. Zice așa că nu-i alunecă aceste cauciucuri mari și minunate și se poate cățăra pe tot felul de obstacole, stânci, așa. Se unduiește ca o balerină, zic eu. O să vă arăt, am făcut o mică testare pe aici prin casă. E deschisă, a venit aseară, am deschis-o, am încărcat-o. De asta nu pare nedesfăcută, este desfăcută. Am venit undeva prea târziu și nu n-am mai avut lumină bună de filmat. Mai era și pe alte variante de culori, dar să știți că era mai scumpă pe roșu. Așa că nu am mai luat, n-am mai considerat că trebuie să mai dăm bani în plus. A costat 100 de lei la reducere de Black Friday, dar nu știu, cu Black Friday pe EMAG, deci pe EMAG. Tot rotind cutia, am observat aici 3 variante de culori, dar am spus cea roșie era mai scumpă. Eu am crezut că face mai multe chestii, dar nu cred. Și ne arată aici frumos, ne spune că only one side can rise, deci doar o parte se va ridica. O să vă arăt eu cum se comportă imediat. Priviți și cât de ușor se încarcă. Are acest USB și se introduc acumulatori în mufa aceea, deci matricea și patricea. Și doar cu un simplu click se înduiește. Se întoarce și se face de teren, să zic așa. Tadam, începem. Și aceasta este scoasă din cutie. Opa. Deci este o mașină pe acumulator. O să vă fac o demonstrație imediat despre cât de bine se mișcă, din păcate, aici în casă. Telecomanda este dintr-un plastic destul de prost, sună aiurea așa. Dar arată bine pe ansamblu, are butoanele acestea de față-spate, da, stânga-dreapta și transformarea mașinii. Tadam, ia uitați. Pa-bam. Yep. Așa. Iar cele două butoane de se ridic aici în capete, nu sunt funcționale, nu știu ce este cu ele, probabil pentru un model mai scump, mai evoluat. Un prim plan așa cu mașina, să o vedeți de aproape, după care o punem să vedem ce poate face, o testăm. Este foarte, foarte ok, a costat 100 de lei la reducere. Pe partea aceasta se pun bateriile. Are un buton de on-off, tot buton de on-off are și telecomanda. Aceste butoane ar fi bine să fie pe off în momentul în care îi se încarcă acumulatorii. Așa, și ziceam de acumulatori, se deschide aici, se deschid șuruburile, se desfac și se scot cei trei parcă, sau ne uităm imediat, și se pun la încărcat într-un mic dispozitiv, să zic, un cablu micuț așa, să vă arăt. Roțile sunt foarte mișto, sunt tari, dar și flexibile, așa să zic, dar sunt tari. Aici sper să nu cedeze prea repede, de la flexat. Așa. Arată bine rău pentru banii ăștia, nu știu, mă așteptam să fie o chestie troncănitoare, deci mașinuța chiar arată bine rău. Telecomanda nu e chiar așa grozavă, mai sunt câteva șuruburi. Și să vă arăt ce face. Deci dacă e pusă așa, am văzut că se transformă fain. Da. Iar dacă e întoarsă invers, deci cu on-off în sus, nu mai merge schema, da? Bun. Și se vede că se unduiește frumos când, pentru viraje. Vedeți, da? După ce am desfăcut șuruburile, găsim cei 4 acumulatori și putem observa și cele 2 baterii ale telecomenzii. Butoanele de on-off
Atunci la telecomandă când ești la mașină. Trebuie să fie pe off atunci când o încărcăm, da? Așa arată acumulatorul și încărcătorul. Urmează să le conectăm și să punem la încărcat bateriile, să zic așa. Tac. E cu USB. 4-5 ore trebuie să lăsăm la încărcat, nu? Da. A, și se înroșește acolo un LED. Care se stinge când e gata. Okay. Să aducem mașina în scenă. Auzi ce frumos vine, ce frumos urcă, ce frumos se unduiește. Mai greu la mine cu telecomanda, nu prea mă pricep. Ia să vedem dacă urcă și pe capac, cât de cât. Ia să vedem. Ia uitați, țac! Ce frumos! Cu spatele, vedem, și pe capac. Super! Foarte frumos! Și să o aducem aici și să-i facem o mică unduire. Hop! Stai! E foarte sensibilă telecomanda, priviți ce frumos se transformă. Da? Ca o dansatoare. Vă mulțumesc pentru vizionarea prezentării și dacă v-a plăcut videoul, vă rog să dați like și subscribe. Vă pup! Pa, pa!